poliție în alert, mama unei senatoare PSD, victima escrocilor. Metoda accidentul continuă să fac victime. De această dată, în subliniere lată a fost în chiar mama senatoarei PSD Cristina Stocheci. Femeia de 69 de ani a fost sunată și s-a spus faptul ce fiica ei a avut un accident și ce trebuie să plătească 5.100 euro pentru operație. Disperat, femeia nu a stat pe gânduri și a dat banii respectivului. Când i-au dat seama de escrocherie, a fost anunat poliția, care a deschis în cauză un dosar penal, potrivit sursa Taro. Escrocul este căutat de oamenii legii.